Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru portalul 23/2/2023. Am spus că în această perioadă trecem ca printr-un hol care are multe uși și intrând într-o dimensiune avem acces mult mai ușor la alte dimensiuni și ne îndepărtăm de, eu știu, alte realități. În fine, aveți de ales, deja am amestecat cărțile, aveți de ales între, evident, trei variante, numărul 1, numărul 2 și numărul 3. După cum știți, încerc să-mi asortez și seturile de cărți. Numărul 1 are acest medalion cu pestisori, doi pestisori. Nu, ați văzut destul de bine ea. Îi dau un zoom. Așa. Numărul 2, în această figură. Și numărul 3, acest medalion. Un pom. Vă puneți pauză și vă alegeți. Eu îmi pus seturile de cărți deoparte și pur ce, sper să nu le dăm. Hai să vorbim despre numărul 1. Ați ales acești peștișori. Da, suntem în zodia peștilor, la mulți ani pentru cei care sărbați ziua în această perioadă. Rămâne de văzut cât se confirmă, dar unii dintre voi vă așteptați perechea sau vă luptați între două situații opuse. Nu știți ce să faceți, să mergeți mai departe sau să vă lăsați duși de val, să vă lăsați, eu știu, într-o anumită situație. Pentru că sunt două forțe opuse care sunt într-o zbatere continuă, aș spune. Dar, înainte să începe talarea, un mesaj. Fata Daughter. Daughter of Pentacles, cred că este. Valetul de monede. Posibil că vă gândiți, da, aici este, vă gândiți la un proiect. Încercați să studiați bine pentru că aveți posibilitate cu 6 de bâte să manifestați un succes. Da, să transformați foarte multe în viața voastră cu acest proiect, cu acest studiu. Poate vreți să faceți niște cursuri de marketing, zic și eu, dau exemple ca să înțelegeți. Poate vreți să studiați o limbă, poate vreți să studiați cum să vă găsiți o altă sursă de venit, pentru că vă sfătuiesc, la ce vremuri vin să aveți cel puțin două surse de venit. Nu contează că una e mai mare, alta e mai mică. Important este să aveți mai multe. Posibilități de a câștiga ce, eu știu, aveți nevoie ca să vă faceți viața mai echilibrată. Și probabil că aici este între nou și vechi, între ceva cu care v-ați obișnuit și ceva care vă provoacă. Interesant, dar vă aduce, vedeți, dacă începeți acest proiect, vă aduce succes. Ia, dar ce succes puteți avea? Independență, nouă de monede și împărăteasă. Da, vor fi invidioși, vor fi conflicte, vor fi. Dar trecând, iau-te, 10 de cupe. Dar trebuie să munciți și trebuie să studiați foarte bine. Dar am zis, sunt două forțe opuse. Nu știți ce să faceți încă în legătură cu acest proiect, unii dintre voi. Da, am zis că astăzi iau totuși alte cărți. Un mesaj pentru numărul 1. Body work, interesant. Ar trebui să lucrați un pic cu corpul vostru fizic. Nu doar, ia uite și vin, da. Aveți ceva de vindecat, probabil. Studiați, apropo de studiu, studiați cum să vă vindecați. Cum să vă retonifiați eventual, revitalizați. Poate unii dintre voi descoperiți că scopul, de aia trebuie să studiați. Scopul sau unul din scopurile vieții voastre să vindecați într-o anumită formă. Sunt multe feluri de a vindeca și prin artă și prin învățământ, prin pedagogie și prin multe, multe lucruri. Dar posibil acest mesaj este ori pentru unii care vor să facă niște cursuri de masaj, de fitness, de, eu știu, masaj, de terapie, da? Terapie fizică, exerciții, antrenamente, sport, whatever, da?
Și trebuie să studiați, să vă antrenați, pentru că puteți să vă vindecați în primul rând pe voi. Asta e o chestiune care ține de Chiron. Și apoi pe alții. Acum că nu vă angajați într-o afacere, viitoare afacere, poate pur și simplu aveți niște dureri de spate, de umeri, de, eu știu, brațe, picioare, eu știu, și trebuie să faceți, să studiați un pic niște mișcări, pilates, fitness, ce, recuperare, masaj, să vă duceți la cineva care să vă ajute eventual. Și studiați, eu știu, pe cine, să, ce cabinet, ce doctor, ce. Însă, trecând peste aceste chestiuni, în primul rând, voi trebuie să lucrați cu corpul vostru fizic. Simt că e vorba de corpul fizic mai mult decât celelalte, spiritual sau emoțional. Sau... Hai să vedem ce alt mesaj, unde sunteți în această perioadă sau în această dimensiune în care intrați prin acest portal. Ia uite, interesant, curățați în casă, faceți 37. 37 poate înseamnă ceva pentru voi, poate numărul de la casă sau 73. 37 înseamnă 10, încheiați un ciclu. E o chestiune de sănătate, vedeți? Probabil casa a șasea, nu neapărat zodia fecioarei, casa a șasea a fecioarei. A treburilor de zi cu zi. Da, treburilor de zi cu zi. Dar, interesant, în opoziție cu casa peștilor. Dar am zis, două forțe opuse, care se atrag și care se resping și care trebuie să găsească soluții, nu aș spune de compromis, soluții, cum puteți să rezolvați aceste opoziții. Aici exact vibrația peștilor, spirituală, plină de credință, ancorată în alte dimensiuni, în 5, în 6, care se roagă, care manifestă într-o altă formă, versus o energie mult mai pământeană, mai terestră și mai palpabilă. Dar aveți de curățat și energetic și spiritual, interesant, puneți-vă intenții, poate 22 să însemne ceva, ori e calea voastră, ori e numărul vostru de naștere, ori iar e ceva, e foarte interesant, 22, 22 și 32, 23, în fine. Puneți-vă intenția să ieșiți dintr-o stare de îngheț emoțional, dintr-un anume tip de stagnare și să atrageți într-un mod magic și vindecare și eliberare de, eu știu, un ciclu, de un trecut, de lucruri care nu vă mai fac plăcere, care nu vă mai susțin. Nu e vorba doar de plăcere, e vorba și de susținere, pentru că atunci când e mizerie în jur, nu ne susține nimic, da? Nu ne inspiră. Aici este o pisică, pentru mine pisica este protector. Probabil aveți unii dintre voi un protector prin preajmă. Interesant. Mie mi se par toate interesante, dar hai să vedem în continuare. Numărul 1, odată. Îndrăgostiții? Ia uite, îndrăgostiții. A, nu, magicianul. Mai fi zis văzut. Apropo, 37-1. Manifestați liberare de o karmă, de o situație acasă, de o casă, de un loc sau de spațiu vostru care deja probabil e încărcat și v-a obosit. Și după ce faceți curat, vă ocupați și de corpul vostru fizic și de rugăciune. Această curățenie implică și tăierea stringurilor. Puteți să ascultați înregistrarea cu tăierea stringurilor. Deci aveți de manifestat ceva. Apropo de acel proiect despre care am vorbit, puteți să începeți o nouă etapă. Dar, repet, această etapă, ca să aveți succes, schimbare, iau-te, 10, apropo, 10 și 1, schimbare de energie, roata norocului. Ca să aveți succes, trebuie să faceți curat, să vă eliberează trecut, să vă implicați sistematic, să vă antrenați, apropo de bodywork, înseamnă antrenament,
rugăciune și vindecare. Pe lângă cele două tehnici, și rugăciune și vindecare fizică, găsiți metode de vindecare, că sunt multiple. Cred că acest nou proiect vă poate crește și în vibrație, vă poate îmbunătăți și sănătatea. Dacă ați sesizat totuși o nuanță. Pe de-o parte, pentru proiect trebuie să vă rugați și să vă curățați spațiul și corpul și ce-o mai fi. Pe de altă parte, implicându-vă în acest proiect, vă ridicați vibrația și vă vindecați. I-am zis, este o schimbare. Ceva apare, poate o idee cu asul de bâte, în singurare, în tăcere, eremitul, zodia fecioară, iar că tot am vorbit de zodia fecioară, avem semn de foc, gemeni, Jupiter avem, în fine. Și pești. Dacă știți că ați fost în tăcere, într-o relație, s-a pus tăcerea, s-a pus întunericul, s-a pus un soi de pauză. Cred că se va schimba energia cât de curând. Însă, cu magicianul și cu asul de bâte, se va schimba energia, se va comunica, se va reaprinde o scânteie dacă a fost o tăcere între două persoane. Însă această schimbare trebuie totuși primită cu oarecare precauție, nu de bâte. Oarecare precauție și determinare. Dacă vreți ca lucrurile să iasă bine. Interesant, da? Ceva s-a întâmplat. Iată, 10 de spade și moartea. Și 5 de cupe. O mare durere, o mare dezamăgire. Repet, poate să fie într-o relație a voastră cu cineva. Nu contează, știi. Voi știți în ce relație. Că e profesională, familiară, sentimentală, ori, exact durerea despre care am vorbit, lăsați să se ducă, curățați energia aceea, regretele și apucați-vă de sport, apucați-vă de, eu știu, mergeți la masaj, mergeți la cineva care vă poate vindeca altfel decât vă puteți vindeca voi. Pentru că noi ne putem vindeca, dar uneori avem nevoie de ajutorul altor persoane și de rugăciunea, și de rugăciunea noastră și de rugăciunea altora. Apropo, și de biserică. Hai să vedem. O dată. De două ori. De trei ori. Sper că nu-i prea tare muzica, da? Iar apare valetul de monede. Un nou pas într-o nouă direcție, apropo de portal. Justiția, interesant. Justiția. Nebunul. Dar în aceste cărți, justiția are numărul 8, apropo de transformare. 7 de bâte. Hai încă o carte. Ia uite, și regina de monede, mama de monede. Poate să fie un contract cu cineva. Oricum, justiția arată că lucrurile încep să se echilibreze. Dar lucrurile încep să se echilibreze și dacă voi vreți să se echilibreze. Pentru asta, repet, ascultați primele mesaje și mai meditați la ele. Trebuie să fiți în echilibru între spiritualitate și fizic. Între curățenie emoțională, spirituală și curățenie fizică, și când mă refer la curățenie fizică, mă refer nu doar la casă și la corp, e vorba de a, interesant, de a elimina din viața noastră oamenii sau situațiile toxice. Deci, trebuie să vă echilibrați viața ca să puteți luați de la zero și să manifestați magicianul, valetul de monede. Am zis, este o nouă idee pe care o puteți manifesta, realiza și care vă poate aduce succes la un moment dat. Dar pentru această idee trebuie să vă luptați și trebuie să o și protejați. E un 7 de monede.
Nu e o luptă de atac, e o luptă de apărare mai degrabă. Poate să fie și o pasiune a cuiva pentru voi. Un personaj care vrea să echilibreze lucrurile, dacă au fost niște chestiuni între voi, tăcere, cum am văzut mai devreme, posibil. Un nou început, o nouă etapă. Totul depinde de voi. Eu doar citesc cărțile. Dar dacă vreți să se manifeste această nouă flacără, există potențial pe termen lung de stabilitate, de asumare, de angajament, dar totul cu granițe personale. Cu alte cuvinte, nu vă aruncați cu totul în acest nou început, dacă e vorba de o relație care a avut niște probleme în trecut. Acum, și dacă ar fi proiect, nu ardeți resursele, nu vă consumați energia cu tot. Eu am tendința când încep un proiect să lucrez, ați văzut uneori am pauze între etalări, pentru că am niște proiecte la care lucrez și asta e o tendință a mea la care ar trebui și eu să lucrez, să echilibrez felul în care acționez în viață în această privință. Am tendința să mă arunc cu tot un proiect și să uit de alte lucruri, să lucrez dimineața până seara și nu este bine. Trebuie să fiți în echilibru. Dar trebuie un pic să lucrați și oarecum în spatele granițelor personale. Și să lansați, să zic, produsul sau o anumită etapă în acest proiect, să o lansați când este aptă să facă față exteriorului, invidiilor, competitorilor. Ce de bâte! Nu de cupe, da, e un vis. E o speranță. Pe care o puteți aduce după, da. O puteți aduce la realitate. Asta de monede. Și valetul de bute. Eu acum încerc să descriu de ca și când ar fi un proiect, dar poate să fie, după cum ați văzut, am dat și varianta în care sunteți într-adevăr într-o relație, că totuși ați ales un simbol care implică două figuri asemănătoare. Poate sunteți în relație cu sufletul vostru perechi sau sufletul vostru geamă. Și până găsiți echilibru, e ceva de lucru. Trebuie să renunțați, repet, la un trecut, să faceți curățenie, să vă implicați și la modul practic, nu doar la speranță și rugăciune, la modul practic să vă vindecați împreună. Și să începeți o nouă etapă, dacă vreți. Dacă vreți. Hai fugasă și clarific. Clarific în justiția pentru numărul 1. Încerc să nu mai vorbesc așa de mult cum am vorbit ieri. Justiția pentru numărul 1. Sunt multe. Dar asta e. Aia apare balanța. Am văzut și 9 de bute mai devreme. Vedeți, aici este conducătorul și aici este, să zic, nu să ai slujbașul. O figură care nu e atât de înaltă în grad. Posibil între voi doi sunt niște diferențe și financiare și de statut profesional. Și nu doar atât. Pe lângă diferențele mari care sunt între voi, și traume, și răni, și dorința de a fi în control, și un pic de ego al unuia, un pic de frică al altuia, mai apar și alte figuri între voi. Lucrurile nu sunt tocmai în echilibru, vedeți, e o balanță, dar cum?
Cum să te echilibrezi când forțele sunt atât de diferite? Exact ce am zis mai devreme. Unul este conducător, este lider, este în control. Celălalt de-abia acum învață să stea în picioare, să aibă autonomie. Să învețe din trecutul său, rănit, și să aplice. Se poate crea echilibru cu ceva generozitate și reciprocitate, dar totul depinde de voi. Cel care aici, de exemplu, să creadă mai mult în el, în ea, cel care este în poziția împăratului, să nu fie atât de mult în control, să plece un pic urechea, privirea către cel care încă n-a ajuns în această poziție. Poate unii sunteți într-o situație de flăcări, gemene sau suflete pereche care încă se echilibrează. Dacă e vorba de relație, dacă e vorba de un contract, studiați bine contractul. Studiați bine contractul. Contractul ăsta vă poate aduce o poziție foarte bună. Doi regi, o energie masculină, lumea, 8 de bâte, judecata, împărăteasa, wow! Deci sunt niște cărți care reprezintă succes dacă e vorba de dorința de a vă echilibra într-o anumită colaborare cu cineva. Că proiectul ăla presupun că îl implică și colaborarea voastră cu cineva. În general, nu putem să lucrăm singuri. Am descoperit și eu asta destul de târziu. Nebunul. Asta pentru că sunt mai solitară când e vorba de muncă. Prefer să le fac eu pentru că am impresia că alții nu le fac la fel de bine ca mine. E o chestiune și la mine de control. Dar hai să vedem. Nebunul. Interesant. Nebunul și-a venit doi de cupe invers. Da, două suflete pereche care încă, probabil că a fost tăcere între voi. Și se va manifesta o nouă etapă în această poveste. Unul dintre voi probabil că refuză să creadă că sunteți atât de potriviți unul pentru celălalt. Sau poate că amândoi refuza să credeți această potrivire. E o luptă interioară interesantă. E o luptă interioară cu puterea. Un soi de luptă pentru putere. Care? Unul are ego-ul, altul are spiritualitatea, unul are bani, altul are, eu știu, înțelepciune. Dar dacă, am văzut eremitul mai devreme, a fost tăcere între voi și cineva, posibil tăcerea să fi fost din cauza unui contract, a unei căsătorii, a unor alte personaje care s-au băgat între voi, au încercat să aibă controlul. Dacă nu în partea voastră de viață, în partea lor de viață, există un personaj care dorește controlul absolut. Și atunci ce faci? Ce te faci? Și uite așa. Hai să vedem 7 de bâte. Tot am zis că nu citesc cărțile pe loc, dar haide că tot așa fac. Normal trebuia să... Adică nu normal. Vreau să-mi schimb stilul, să citesc cărțile când sunt toate pe masă, ca să am imaginea de ansamblu. Dar probabil că sunt mesaje care trebuie date atunci, altfel se uită. Am zis că 7 de bâte. Vedeți, aici este un 2. Apropo de portalul din februarie. Interesant. Astfel de bute și 10 de bute. Pe 7 de bute. Vedeți, am zis că se poate, dacă e vorba de un personaj drag, se poate începe un nou capitol, totul depinde de voi. Dacă nu începeți un nou capitol cu altcineva. Oricum, cu cine ați începe acest nou capitol, învățați din trecut. Și învățați făcând acea curățenie despre care am vorbit la început. Unde vreau să ajung? 0, 1,
Și aici apare un as de bâte, dincolo de niște granițe. Aici este o singură bâtă, aici sunt 10. Da, 9 și 10. Și aici un personaj cu sceptru, da? Ca să puteți manifesta cu succes această etapă, oricare ar fi ea, profesională, sentimentală, familială, voi știți sau veți afla în cazul în care nu știți, învățați să nu vă mai implicați până la epuizare ca să aveți nevoie de vindecare și de curățare, pentru că 10 de bâte consumă. Da, este foarte responsabil. Este foarte responsabil, dar de la 9 până la 10 mai doar un pas, da? Dacă acest personaj nu învață să-și organizeze viața, să-și stabilească prioritățile și să... Apropo de spate, apropo de body work, într-adevăr, când împingi atâta, când tragi de tine să le faci pe toate, ai nevoie de masaj, de un pic de sport, de vindecare. Mare lucru, mare grijă să nu vă consumați de azi, că învățați din trecut, renunțați la atâta implicare în cazul în care voi ați fost și selectați. Și păstrați niște granițe. Fac doar atât din cele câte sunt de făcut, pentru că trebuie să vă păstrați sănătatea. Și astfel de bâte înseamnă vitalitate. Da, zic, dacă vreți să rămâneți într-o energie bună, sănătoasă, fizic, în mod special, și spiritual, și energetic, și sexual, și cum vreți voi, stabiliți-vă prioritățile. Granițe personale, că e vorba de dragoste, că e vorba de colaborare, că e vorba de afaceri, de familie, nu contează. Pentru unii dintre voi, dacă cineva încearcă totuși o împăcare, un nou început, altcineva, nu voi, dacă vreți să primiți acest început, primiți-l, dar, repet, cu precauție, cu precauție, ca să nu mai experimentați epuizarea din trecut. Regina de monede. Regina de monede. Poate unii veți bloca acest început. E dreptul vostru. Regina de monede, foarte multe chestii. Wow, ce cărți! Regina de monede, care reprezintă o energie feminină, stabilă, respectabilă, care se respectă, care își stabilește prioritățile, care e în controlul vieții sale, care are timp de persoanele dragi, dar tocmai pentru că are granițe. Că altfel nu ar mai avea timp. E totuși o regină. Și dă bine lângă acest împărat. Poate să fie și invers. Vorbim așa de statut, până la urmă. Regina de monede a fost clarificată de îndrăgostiții, marele preot, împărăteasa și judecata. Trebuie să spun, în cazul în care sunteți îndrăgostiți și sunteți într-o relație sau poate ați încercat să fiți într-o relație și s-a blocat oarecum relația, dacă nu voi, cealaltă persoană e posibil să fie căsătorită. În cazul în care nu este căsătorită și ceva s-a întâmplat pentru că au fost oameni mai autoritari care au blocat echilibrul dintre voi, se dorește o împăcare, 0, 1 și judecata, renașterea. Se dorește o împăcare. Se dorește să alegeți ca această dragoste să manifeste abundență și stabilitate și contract spiritual, asumare, implicare. Dar nu o implicare oarbă cu ala 10 de bâte, și o implicare în care vă păstrați respectul, sănătatea, stima și creșteți.
Evident că acest mesaj puteți să-l aplicați și în cazul în care vreți să colaborați cu cineva pentru acel nou proiect care vă poate aduce abundență, regina de monede. Am văzut mai devreme 9 de monede dați în urmă, împărăteasa. Există, ia uite, valetul de monede, da? Oricineva vă studiază cum să vă ofere dragostea, cum să se implice în relație cu voi și să-și ceară scuze de confuziile pe care le-a creat, comportamentul nebunesc și imatur pe care l-a avut. Ori voi vreți să o luați de la zero într-o privință, voi știți în ce privință, și repet, începând această nouă etapă, nouă firă, ce-o fi, vă vindecați. Asul de cup înseamnă și vindecare. Vă vindecați. Un sfat? Hai să vedem. Extraordinar! Găsește echilibru, da? Echilibru, echilibru, echilibru. Exact ce am zis mai devreme. Ok. Și acum alt mesaj. Sper că nu mă lungi prea mult cu vorba. Primește dragostea cu apreciere. Primiți cu apreciere, dar păstrați granițele. Nu ce nimeni să blocați nimic din ofertele care vin spre voi, păstrați granițele și aveți credință. Apropo de Marele Preot, aveți credință că va fi bine, că veți crește, că veți ascensiona, dacă e vorba de spiritualitate, că veți avea parte de abundență, de oameni cu care puteți să faceți treabă. Dar învățați din trecut, aș spune. Asta trebuie să citesc cărțile și uneori cărțile ne forțează să dăm și sfaturi, că vă place, că nu vă place, asta e. Noi ne facem datoria, fiecare cum știe, cum poate, cum e inspirat. Dacă nu vă place, nu e problema noastră, este a voastră și cam asta e. Pun cărțile deoparte, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine! Cei care ați ales această figură, feminină, nu e obligatoriu să fie femeie, poate să fie și bărbat, într-o energie, aș spune, nu musai feminină, concentrată pe estetic. Poate sunteți voi, poate vă gândiți la un anumit personaj, personajul este concentrat pe estetic, are o oarecare pasiune, parcă au venit niște cărți, interesant, da, a venit o carte și la voi. Personajul este plin de pasiune, poate să iubească foarte intens, dar are niște trăsături care sunt oarecum tradiționale și nu o spun cu răutate, chiar e bine să fie unor tradițional, nu în totalitate, dar pentru că tradițiile unele sunt învechite în sensul ăsta, dar nu stricăm. Iar o chestie de cultură, de naționalism sau de cultură, de etnie. Interesant, poate sunteți etnii diferite sau culturi diferite unii dintre voi, dar a apărut eremitul. În zodia Fecioare, zic unii, nu neapărat. E tăcere între voi. Și dacă nu e vorba de voi în relație cu altă persoană, poate că ori personajul la care vă gândiți, ori voi, v-ați izolat. V-ați izolat ca să înțelegeți ceva. Poate pasiunea, poate aspecte care țin de etnia, de cultura voastră. Interesant, apare împăratul, apropo de tradiții, de control. Pasiune, da, apropo de pasiune. Pasiune, atracție este pentru... Ho-ho, asul de bute, valetă de bute și... Foarte multă atracție este între voi. Și cineva, sau cineva se simte atras de voi, nu știu. Vedeți cum, nu că nu știu, fiind detalare colectivă, variază. Însă această pasiune se dorește controlat. Și nu e rău, nu e nimic rău în a controla un pic pasiunea. Dar dacă e prea mult control, se ajunge la tăcere, la confuzie care trebuie clarificată, măi, dar de fapt ce vrea, ce a vrut să zică, semnalele le-am înțeles corect sau nu le-am înțeles,
E o chestiune interesantă. 7 de spade, vreau să iau. Te 7. Cineva ascunde. Ceva ascunde o rocasă. Șapte de spade. Și steaua. Apropo, eremitul merge către stea, către vindecare, către înțelegere, chiar dacă e greu lungul. Scuzați-mă, chiar dacă e greu drumul. Vreau să zic lung drumul, greu, lung, sau suprapus cuvintele. Nu știu exact despre cine ce citesc, dar este ceva. Aș vrea înainte de a pune cărțile de tarot să vedem un mesaj două din aceste de cărți pentru numărul 2. Poate cineva face artă, fashion, dans sau altă formă de artă. Sau are așa un stil mai concentrat pe imagine, pe estetic, pe decorativ. Interesant. Și a apărut suport și trust. Aveți încredere în simțurile și visurile voastre. Acestea vă ghidează calea. Și nu uitați că sunteți susținuți. Dacă cumva în acea perioadă de tăcere v-ați pierdut încrederea, sunteți pe calea cea bună, doar trebuie să mai studiați un pic. Nu uitați că sunteți susținuți și trebuie să învățați să aveți încredere în voi. Cu alte cuvinte, dacă e tăcere, este ca să învățați ceva. Încrederea în voi, încrederea în cealaltă persoană, încrederea în Dumnezeu, încrederea în ce vreți voi, în univers, în ce vreți voi. Numărul 2. Unde sunteți? Interesant, trebuie să faceți o alegere. Între a păstra tăcerea sau a acționa. Între a rămâne cu gândul la ce-o fi fost de s-a pus tăcerea sau a merge mai departe. Interesant, am zis că sunt două portaluri. Poate că ar fi bine și aici un portal și aici un portal. Sunteți la o răscruce de drumuri. Trebuie să faceți o alegere importantă. Către ce mergeți? Poate aveți de ales între două personaje. Coming to life. Momentul în care veți alege, lucrurile se vor manifesta rapid. Se vor dezgheța, se vor prinde viață. Statuia aceasta prinde viață. Poate e o chestiune și de artă pentru unii dintre voi, nu obligatoriu, dar... Making a choice. Numărul 2. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Eu extraordinar, vedeți? Chiar aveți de făcut. Nu-mi plac când folosesc mai multe seturi de cărți. Apar sincronicitățile astea atât de evidente, de bruște, de spectaculoase. Posibil aveți de ales între două persoane sau între două căi. Extraordinar. Iar eremitul. 6 de monede. Asul de cupe. Ce frumos. Și nebunul. Pare. Pare că lucrurile se îmbunătățesc. Odată cu energia acestei zile și acestor zile.
nu știu dacă ați reținut ce am zis mai devreme, în această perioadă am fost ca pe un culoar cu multe uși laterale. Dacă intrați pe această ușă, se mai deschid nu știu câte oportunități. Dacă intrați pe aceasta, poate se închid. Variază. Contează foarte mult în ce stare sunteți. Și cum aveți încredere în simțurile, în visurile voastre care vă ghidează. Și nu doar simțurile și visurile. Și îngerii voștri păzitori vă susțin. Ia uite și iar arăt cu degetul și noi frumos cu condițiile în care am două baghetuțe, nu una. Zodia Fecioare apare mult special, ceva Taur, Capricorn, eventual, iar Fecioară Pești, că sunteți și Zodia Rac, Scorpion, Berbec pentru mine cu nebună, dar nu obligatoriu, tot cu spida Pești, Berbec. Însă... În primul și în primul rând vorbim despre voi. Analizați bine. Analizați bine cum vă puteți echilibra, nu doar financiar, cum vă puteți echilibra și emoțional. Pentru că pământ fără apă și apă fără pământ e cam greu. Pământul fără apă se crapă, apa fără pământ se pierde, nu poate fi conținută. Și... Trebuie să găsiți un echilibru. O să clarific. Dacă cineva a acordat prea multă atenție altor situații sau persoane care au necesitat ajutor financiar și din cauza asta a existat tăcere între voi și eu știu cine, ar fi posibil în această perioadă ori să o luați de la zero și să manifestați o nouă poveste de dragoste cu altcineva, ori rămâne de văzut dacă asul acesta de cupe reprezintă totuși o împăcare. Dar este ceva nou. Simt nevoia să le separ. Poate vreți să lăsați în urmă persoana dezechilibrată sau care încă nu poate să aleagă și nu are timp pentru voi sau poate voi nu aveți timp pentru ei. Se poate și așa. Și din cauza aceasta, repet, s-a pus tăcerea. Analizați. E bine? O să fie vreodată echilibru? O să primesc vreodată cât am oferit? Chestiuni de genul ăsta. Gândiți-vă bine. O să clarific imediat, pentru că acum chiar este nevoie de clarificare. Dacă ați trecut prin niște greutăți financiare, aș putea să spun că se clarifică lucrurile, se îmbunătățesc, nu se clarifică, se îmbunătățesc lucrurile, dar... Apropo, aveți încredere, trust, aveți încredere nu doar în voi, aveți încredere și în Dumnezeu, exact, în protectorii voștri divini. Și asul de monede, asul și cu 5 de bâte, exact 6, vă puteți echilibra financiar și emoțional cu regina de cupe. Dar, hai să clarificăm. Pare totuși ceva, un potențial de împăcare între voi și cineva, dar voi știți. V-ați ales o singură persoană. La numărul 2 erau două figuri. Se știe exact că numărul 1 are în gând, măcar, dacă nu chiar în viață, o altă persoană. Curățăm cărțile. Iau-te judecata. Gândiți bine, gândiți bine cu eremitul și cu judecata. Gândiți bine, ascultați-vă intuiția, visurile, ascultați-vă, aveți încredere în ele, în îngerii voștri păzitori, în ce vă șoptește Dumnezeu, aveți credință. Și posibil să fie totuși vorba și de o împăcare pentru unii dintre voi, nu pentru toți. Dacă vreți, evident, totul depinde și de voi. Cine face gestul? Voi știți. Etalare generală, dar eremitul, să clarificăm eremitul. Am zis că cineva trebuie să aleagă între două persoane, regina de cupe și regina de bâte. Și la mijloc element de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn.
Ambele sunt fascinante, și regina de bâte și regina de cupe. Una e foarte sensibilă, empatică, cealaltă este... poate să fie una și aceeași persoană. Una este dinamică, plină de vitalitate, inspirantă, magică. Și la mijloc, 8 de monede. Muncă care transformă. O muncă în care ne transformăm, de fapt, ne descoperim noi abilități. Posibil dacă a fost tăcere între voi și cineva, acest personaj a muncit, sau poate voi, dar... Și e bine. Cu alte cuvinte, e bine că n-a stat. E mare lucru să... Eu știu cum e să muncești în atelier, să nu deschizi la nimeni. Uneori ai nevoie de tăcere și de însingurare ca să muncești, ca să-ți găsești, să te revitalizezi, să te vindeci cu regina de cupe, să te conectezi la emoțiile și la pasiunea ta muncind în tăcere. Dar asta este o variantă. Însă se pare că totuși a fost un triunghi amoros. Nu știu, pentru cineva vorbesc despre un... Ia uite ce cărți apare. Da, aveți de făcut o alegere. Ori voi între două persoane, ori ei. Șase de monede, interesant, a fost clarificată de marele preot. Ori e vorba de o căsătorie, ori e vorba de o familie care cere bani. Și mama și tata și frații și verii. Învățați să puneți granițe personale, ca să vă păstrați, autonomia și independența. Eliberați-vă de această situație care vă dezechilibrează. Cineva, da, posibil aceste două regini să fie mama și sora cuiva, sau, eu știu, cunoștință, da? Cineva tot cere bani. Marele preot apare de dor, da? Asul de cupe. O familie, marele preot, o familie. Apropo de tradiții. O familie care asta a transmis din neam în neam. Că trebuie să faci bani, că trebuie să dai bani în casă, că trebuie aia și aia la altă. De ca și când tu nu poți să fii independent. Interesant. Asul de cupe. Asul de cupe. Regele de monede și puterea. Exact ce am zis, pământ și apă. Vedeți? Pământ și apă, ce spusese mai devreme. Un personaj are mulți bani, un personaj are multă emoție și spiritualitate. Și aici este lupta interioară dintre cele două persoane. Acum, dacă e vorba să vă echilibrați financiar cu credință, vă puteți echilibra. Vă puteți echilibra, vă puteți vindeca și vă puteți regăsi puterea. Dacă ați avut niște probleme financiare, dacă v-ați însingurat din niște motive. Doar că trebuie să alegeți. Ce? Schimbarea. Schimbarea și schimbarea poate să vină foarte rapid și să vă aducă stabilitate. Dar depinde de voi și fericire. Depinde de voi dacă știți să alegeți. Până la urmă, eremitul ăsta a stat și s-a gândit. Nu știu că s-a gândit, dar trebuie să alegeți. Nebunul, te rog frumos. Clarificăm nebunul. Iar apare element de pământ. Taur, fecioară, capricorn. Leu, fecioară, pești, rac, scorpion. Nebunul. Nebunul. Ia uite, valetul. De spade. Va fi o discuție foarte importantă, aș spune. Hotărătoare. Veți primi vești. Valetul de spade. Veți primi vești care vă vor ajuta să stabiliți acest punct zero.
Vă vor ajuta, interesant, doi de cupe. Vă vor ajuta să vă conectați la sufletul vostru pereche. Cum? Variați de la om la om. Ori vă separați total de persoanele care n-au timp de voi și separându-vă, încet, încet pășiți, cu încredere, cu susținerea îngerilor, pășiți mai aproape de sufletul vostru pereche. Ori, eu știu, poate discuția să fie din partea sufletului vostru pereche. Poate voi vreți să discutați cu ei. Variază. Cum să construiți stabilitate? Cum să vindecați dezechilibru, tăcerea, influențele familiei, tradițiile, eu știu, unora culturii din care veniți, unora, altora. Mai dăm ceva pe valetul de spade, totuși. Această discuție vă va clarifica despre emoțiile, regretele și concluziile care s-a ajuns în această perioadă de tăcere. Au fost regrete, au fost lacrimi, dar cu patru de spade și cu eremitul s-a înțeles ceva. Sper că s-a înțeles ce trebuie. Sper. Însă, orice ar fi, voi sau cealaltă persoană, veștile despre care veți auzi, vă vor ajuta să începeți un nou capitol. Sfat. O dată. De două ori. Ei, mai așteaptă. Dezvăluie ceea ce trebuie să fie văzut. Ori voi, ori cineva va descoperi ceva. Spun așa, ori pentru că e etalare colectivă. Voi știți dacă simțiți nevoia să comunicați cu cineva? Dacă nu, înseamnă că veți primi vești de la o persoană care trebuie să spună despre niște probleme, despre niște regrete, despre niște concluzii în această perioadă de tăcere. Păstrați-vă modestia. Mesaj de la înger. Aveți? Nu uitați că aveți de făcut o alegere. Oh, interesant! Deci, de trei ori. De două ori marele preot și aveți credință. Aveți credință. Aveți încredere. Ia uite, ba nu, de trei ori. Trust. Faith. Și marele preot de două ori. Iubește-te așa cum ești. Asta nu înseamnă că nu te transformi în continuare. Îmbrățișează-ți emoțiile. Asta înseamnă și cele triste și cele mai puțin plăcute și cele plăcute. Și cam asta e, deocamdată. Ascultați și etalarea care a fost aseară făcută, că tot sunt două portaluri. Și o mai trăi, o mai vedea ce s-o mai întâmpla. Sper că v-a fost de ajutor. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Și ne auzim în curând la următoarele etalări. Da? Vă pup! Dacă vreți, evident. Și care ați ales acest medalion, acest pom. E un simbol frumos, pomul. La voi a venit ceva și la voi parcă a venit. O, da, o, da, of, au venit niște cărși la voi. Ia uite. 10 de spade, valetul de cupe și judecata. La capătul setului de cărți, împărăteasa, justiția. Uf. Posibil pentru unii să fie discuții în justiție, ori cu, pentru un copil, ori cu mama, nu știu dacă cu mama voastră, cu mama copilului sau cineva care are copil, pentru unii. Avem și judecata, avem și justiția. Aveți 10 de spade, care e un sentiment de trădare. Cineva se simte trădat sau voi v-ați simți trădați apropo de această împărăteasă. Poate această femeie se simte trădată și cineva trebuie să transmită niște scuze și să
împace oarecum situația. Variază. Dar e posibil să fie ambele variante până la urmă. E posibil. Pentru că dacă a fost această trădare, iar o chestiune de un copil. Sau imaturitate emoțională. Dar mare durere. Mare, mare durere. Însă durerea aceasta poate fi vindecată cât un pic, cât un pic. Și ce e drăguț, ați ales totuși un medalion care reprezintă pom. Pom înseamnă vitalitate, înseamnă creștere, înseamnă abundență, împărăteasa. După ce... Da, înseamnă că vă ridicați din această stare. Că or fi probleme în tribunal, că ați avut probleme de sănătate, că v-ați simțit trădați, voi sau altă persoană. Încet, încet, cum e pomul, veți crește. Iar veți renaște, că judecată înseamnă renaștere. Și veți avea abundență, veți avea dreptate. Oh, ce frumos! Și veți avea parte și de o dragoste și de pasiune. Ca și fructe ale acestei creșteri, ale acestei desfășurări. Pe vertical. E foarte important să rămânem vertical în viață, știți? Foarte important. Dar știți că acum pomii, unii au coroana mai largă, alții mai înaltă, dar important este să fim bine fix în pământ. Nu fixiști. Exact ce am zis, să avem verticalitate. Să stăm cu onoare în fața tuturor provocărilor. Chiar dacă cineva ne trădează, chiar dacă avem probleme, multe sunt în viață, să rămânem onorabili. Onorabili. Așa aud cuvântul, onorabilitate. Eventual, învățați numărul 3. Dacă cineva v-a trădat pe viitor, să stați în preajma oamenilor care sunt onorabili, că sunt și oameni onorabili care nu trădează. Care nu trădează. Nu zic că lucrurile nu se schimbă în viața tuturor, lucrurile se schimbă, dar una e să trădezi și alta e să accepți o schimbare. Să accepți o schimbare este ceva. Să vedem totuși pentru numărul 3. Curățăm cărțile. Un mesaj. Și știți ce îmi place la acest medalion? Acum observ un mod special. Are și fructe, măi. Câte sunt? 2, 4, 5. 5, apropo de Marele Preot. Fructe care vă... Cu cât veți crește după această trădare, veți descoperi credința în voi. Nu știu cât credeți. Acum, dacă ascultați tarot, poate că aveți ceva, un dram de credință, dar veți avea din ce în ce mai multă credință în voi, în îngerii voștri protectori și eventual în viitoarele voastre legături, apropo, onorabile. Mesaj pentru numărul 3. Mai ce frumos, protected! Ăsta e Sfântul Mihai, Arhanghel Mihail. Sunteți în siguranță, apropo, chiar dacă ați fost trădați sau, eu știu ce, suferință ați trăit sau poate probleme în justiție, pe nedrept, nu știu. Dar sunteți în siguranță. În siguranță. Interesant și trebuie să vă schimbați cariera. Și sunteți susținut să vă schimbați cariera? Apropo de 5 de Marele Preot, ce ziceam mai devreme, Marele Preot înseamnă și tradiții. Poate că ar trebui să schimbați ceva în relația voastră cu familia sau în felul în care ați văzut niște lucruri, poate prea tradiționale, poate prea netradiționale, variază de la un om și trebuie să schimbați ceva. Wow, ce frumos! Conducător, leadership! Și ah, ce frumoasă combinație! Am mai spus eu. Un adevărat conducător este și sensibil și intuitiv. Și prinde compasiune față de cei mai mici ca ei. Probabil că trebuie să, am zis, ca să creșteți, să vă conduceți viața, să vă bucurați de autonomie și de abundență, nu uitați că sunteți protejați și trebuie să preluați comanda vieții voastre.
O să vă descoperiți niște calități de conducători pe care probabil că nu le știați sau nu așa cum credeați voi. Poate că n-ați avut exemplele potrivite până acum. Mai studiați un pic chestiuni care țin de leadership, de conducere, autonomie, autoritate. Interesant, aici este un bărbat și aici este o femeie. Ambii cu armură. Poate să însemne ceva. Exact ce am zis mai devreme. Depășind acea situație foarte neplăcută prin care ați trecut, veți descoperi oameni puternici ca voi. Cu cât veți crește, veți descoperi oameni puternici. Și nu uitați că sunteți protejați. Unde sunteți? Numărul 3. Interesant, 22 a apărut, poate înseamnă ceva pentru voi. Și, scânteie. 22 a fost ieri. Dacă v-ați pus niște intenții la luna nouă și chiar și ieri, posibil că se vor manifesta cu această spark, scânteie, posibil că se vor manifesta destul de repede. Eventual, ca să se manifeste mai repede, încercați să fiți creativi și să comunicați. 3 și cu 4 e numărul 7, numărul acestui an. Vă veți găsi stabilitatea prin credință, să știți, și cu răbdare, cu răbdare. Cu răbdare crește și pomul. Foarte interesant. 20, apropo de renaștere, flying. Mai, mesaje foarte frumoase. 20, renaștere. Oare n-am văzut mai devreme judecată? Da, renașteți, veți renaște, vă veți vindeca, ai 14 temperanța, dar în aceste set de cărți, 14 vorbește despre un cuplu, foarte fericit. Am zis, vă veți găsi oameni asemănători ca voi, cu care puteți să fiți și fericiți, cu care puteți să conduceți, pentru că un adevărat conducător are oameni în preajmă cu care conduce. Chiar discutam astăzi cu cineva, un director, da? Are alți directori în jur cu care gândește un concept, o afacere. Dar mai am și discuții de genul ăsta. Spark. Poate aveți în preajmă pe cineva care face artă, dacă nu sunteți voi. Încercați să vă inspirați, eventual. Din felul în care manifestă un artist în general, sau dacă aveți un artist în preajmă, scânteia prinde, inspiră, aduce pasiune. Posibil energia feminină să fie mai creativă? În general, energia feminină reprezintă creativitate, dar mesajele sunt generale, vedeți cum le aplicați în viața voastră sau sper că veți fi inspirați. Interesant, pare căluțul. Chiar am zis că anul ăsta fac expoziție cu cai, nu știu când. Vreau foarte multe să fac. Așa mi-e fel. Numărul 3. O dată, de două ori și de trei ori. Faetonul. Posibil să fie distanță între voi și cineva. Acest personaj simte multă, multă pasiune față de voi. Dacă știți că e un personaj la distanță, acest personaj vrea să vină, să aibă victorie. Simte că îi așteptați, eventual își face planuri de călătorie. Vrea să colaboreze. Vrea să fiți fericiți. Sau să aveți succes. Aș spune că e o obsesie acestui personaj de a se regăsi alături de voi, pentru că voi vindecați, voi temperați. Am amestecat. Mai amestec o dată. Uite. Soarele. Măi, va fi bine. Va fi bine o dată. De două ori. Și împărăteasa iar. Nu-i de câte cărți pozitive. Va fi bine.
Nu știu în cât timp, nu știu cum exact, sunt doar câteva cărți, câteva mesaje. Lucrurile sunt complexe de la un la un, dar va fi bine. 3 de monede, luna, ce-am văzut mai devreme, regele de băte și 3 de băte. Este dorință de a crește împreună cu cineva, de a colabora, de a vă reechilibra. Dacă sunteți într-o colaborare cu cineva, posibil că aveți ceva frici cu luna, un stres. Poate sunt și niște secrete, o să clarificăm. În legătură cu autoritatea voastră în acest context. Dar, repet, cu ceva creativitate, pentru că regele de bute este cel mai creativ dintre toți regii, da? Cu ceva creativitate vă puteți găsi și autonomia în această colaborare, în acest context, poate profesional, poate sentimental. Și puteți, cu această creativitate și autonomie, să vă creați, interesant, să vă materializați visurile și să creați stabilitate 3 și 1, 4. Dar vedeți, acest personaj ține... Lasă două băte deoparte și ține o singură bătă. E vorba de sceptrul vostru, de felul în care voi creșteți. Verticalitate, cum ziceam mai devreme. Interesant, la capătul setului de cărți, 10 de cupe, iar au apărut asul de cupe, diavolul. În acest context, diavolul e, să zic, o intoxicare, 6 de cupe, asul de cupe, intoxicare emoțională. Nu știu, e un personaj în preajma voastră. Un suflet pereche care vă face foarte, foarte fericit sau poate ei se simt foarte fericiți în preajma voastră, nu știu care din voi, dar cred că amândoi. Ori voi visați. Ori voi visați să vă regăsiți fericirea, să vă vindecați, apropo de trădările, să nu uite, de trădările prin care ați trecut. Oh, dar să vă vindecați, interesant, acum văd alte mesaje. Unii dintre voi aveți un fost, o fostă sau cineva din copilărie foarte toxic în preajma voastră, de care trebuie să vă vindecați. În momentul în care începe să vă vindecați acest personaj și, repet, să vă descoperiți autonomia, verticalitatea, veți începe și să iubiți și vă veți descoperi, cum am zis mai devreme, persoanele potrivite cu care să fiți fericiți, că am văzut și soarele. Dar trebuie să lăsați un fost, o fostă în spate, foarte toxici, foarte... Poate un personaj cu care aveți copii sau ei, vedeți, pentru că variază etalare colectivă. Of, of. Oftez că mă gândesc la oameni din trecut care nu vor să înțeleagă, apropo de ce am zis mai devreme, parcă la voi am zis, să accepte situația. Nu știu dacă la voi sau la numărul 2. Sper că nu-i prea tare muzica, curățăm cărțile. Numărul 3. 3 de monede. 3 de monede și 3 de bute. Dacă știți că e distanță între voi și cineva, vă doriți. Eu cred că vă doriți să fiți fericiți și să construiți această relație. Să munciți. Dar, iar, sunt totuși 3 persoane. E cineva, cel puțin 2 persoane, nu, cel puțin o persoană vă invidiază, dacă nu chiar 2. Cel puțin una, 2 persoane vă invidiază. Dar nu contează cine vă invidiază. Interesant. Regele de bute a fost clar. 3 de monede și regele de bute. Dacă sunteți într-un context profesional, puteți să atrageți atenția. Dar trebuie să vă zbateți un pic pentru autonomia asta, autoritatea asta, pentru a fi lider, conducător, într-un context profesional sau de orice natură ar fi. Aveți ceva de construit. În primul rând să vă construiți pe voi, viața voastră. Aveți încredere, puneți-i la pământ. Aveți încredere. Că sunteți în stare să lucrați mai bine decât ceilalți, să... Mai, wow! 5 de bute, 5 de spade, câte invidii și câtă concurență în acel loc. Foarte...
Luna, clarificăm luna. Justiția. Mare grijă cu un contract care ascunde niște chestii. Mare grijă. Poate o chestiune la locul de muncă. Mare grijă. Sau poate cineva ascunde niște probleme, justiție, variază. Sau poate cineva ascunde o căsătorie, iar variază și de-aia apare triunghiul amoros, iar variază și împărăteasa, mama sau femeia divină. Sunt niște chestii. Voi le știți mai bine. Eu doar le-am spus. Hai să vedem totuși regele de bute. Clarificăm regele de bute pentru numărul 3. Spânzuratul. Interesant. Dacă ați făcut sacrificii prea mari într-o situație nedreaptă sau care nu v-a pus în poziția potrivită, profesional sau de altă natură, eu știu, o poziție de conducător, că avem leadership și avem de două regi și mai avem încă un rege și avem și împăratul. Posibil vorbesc pentru cineva cu o energie masculină foarte puternică. Dacă v-ați sacrifica sau cineva încerca să vă sacrifice sau să vă pună în stand-by sau să vă lege printr-un contract, poate nedrept. Sunt multe variante, voi știți. Dar este ceva acolo, e o chestiune care nu-i tocmai corectă. Da, aveți 22. Vă puteți găsi stabilitatea. 4. Autonomia. Însă trebuie să vă luptați. Trebuie să vă luptați puterea. Pentru victoria voastră, pentru adevărul vostru, pentru renașterea voastră, trebuie să ieșiți din niște programe mentale, un anume tip de închisoare. Nu știu ce înseamnă asta. Pentru mine asta e cartea care reprezintă închisoare mentală, fizică. Și când vorbesc neapărat că poate să fie și închisoare, că oamenii mai fac și așa ceva, din păcate, unor și pe nedrept, dar poate să fie o însingurare sau să stați la locul de muncă sau acasă, legați într-un contract și să nu puteți să vă desfășurați capacitățile, talentele. Da? Însă, ideea este că puteți să renașteți. Dar aș mai da o carte pe spânzurat. Fost totuși trădarea. Am început cu 10 de spade, să nu uităm că am început cu 10 de spade și cu judecata. O mare trădare și o mare durere. Poate și probleme de sănătate. Și să ne uităm luna și justiția, secrete și contracte. Mare grijă, mare grijă. Am văzut diavolul. Unde e? V-am speriat, scuze. Parcă am văzut diavolul. Unde era aici? Da, mă. Iar contract. Lanțul. Mai, nu-mi place. Dar repet, aveți puterea. Vi se zice că sunteți protejați, puneți-vă intenția, poate unii aveți un număr maestru, aveți ceva deosebit de făcut, îndrăzniți, credeți în voi. E o chestiune peste hotare, travel, sau la distanță. Șase de cupe, 10 de cupe. 3 de monede. Mai. Știți ce? Pentru unii văd așa, două case. Una în care puteți să fiți foarte fericiți, să aveți abundență lângă sufletul pereche și cealaltă în care ați crezut că ați fost fericiți, dar între timp ați descoperit că a apărut o a treia persoană, a apărut chestii toxice, adicții, dependențe, trădări.
Și atunci justiția poate să însemne și un divorț și o separare. Dar gândiți strategic. Mai dăm o carte pe justiție, te rog. O carte pe justiție. Ce? Exact ce am zis. Nu-mi vine să cred. Mulțumesc. Te pupă, mama. Am vorbit de strategie, a apărut regele de spade. Gândiți strategic. Temperanța, în echilibru. Fiți precauți pentru că puteți să fiți fericiți cu sufletul pereche. Să aveți casa voastră, să fiți super, super. Cum v-ați dorit? Să începeți un nou capitol. Dar faceți-vă planuri concrete, cu răbdare, în echilibru. Ei, poate să fie și un divorț. Cu regele de spade și justiția. E o energie feminină foarte toxică pentru unii. Ori o mamă, ori o soție. Toxică. Clarificăm 3 de băte. He, 3 de băte, 10 de băte și cavalerul de monede. Da. 10 de băte epuizat. Exact ce am văzut mai devreme. Epuizate la pământ. Poate că voi ați încercat să faceți prea multe pentru cineva. Căsătorie. Pentru mine diavolul e căsătorie toată ziua. Căsătorile cam așa sunt. Foarte rar! Foarte rar căsătorile sunt culmea fericirii. Majoritatea sunt culmea chinului. Oamenii nu știu ce fac când se căsătoresc. Au impresia că vai de verigizuză vim și de fapt vai de... vai de ei. Diavol, pentru că sunt semnături. Justiția nu mai e justiție. E o făcătură. Dar, posibil să fie și un divorț. Sau să vă gândiți cum să vă eliberați. Dar aveți, repet, aveți puterea cu regele de băte. Oricine ați fi, bărbați, femei, aveți puterea să creșteți, apropo de verticalitate, să creșteți dincolo de o familie toxică, de niște tradiții și să fiți autonomi. Și da, veți crește încet. Cavalerul de monede. Planete în fecioară, în mod special. Apare și Capricornul. Capricorn, fecioară, în mod special. Taur. Mm. Vărsător, balanță, leu, săgetător, poate și ceva berbec, pești. Ia uite, măi, ia uite, măi, 8 de băte. Puneți granițe personale, măi. Puneți granițe personale, învățați să nu mai acceptați programele lor mentale, să nu mai acceptați să fiți legați. Nu știu, aici e o chestiune care nu-mi place, dar ideea este că vă puteți elibera. 10 de băte, încheiere de ciclu. 10, e încheiere, gata, s-a terminat. Vă faceți planuri de eliberare. 3 de băte, dacă nu e așteptare, sunt planuri de călătorie. Călătoriți în altă parte, unde vă puteți construi cavalerul de monede cu răbdare, stabilitatea. Și repet, aveți pe cineva în preajmă sau veți întâlni oameni cu care puteți crea altceva pe alte coordonate, în alt sistem. Nu așa toxic. Uf, uf, uf. Vedeți aici, 10 de... Se poate. Se poate, se poate. Poate că unii aveți copii cu această persoană toxică. Of, îmi pare rău pentru voi. Asta este, întâmplă. Ce pot să zic? Ai mei până să se căsătorească au divorțat de niște persoane cu care au fost înainte. Eu înțeleg lucrurile astea. Înțeleg foarte multe, foarte multe. Iaha! Ce sfat? Fii un... modest. Fii modest. Hai să lăsăm. Fi modest, aș lega un pic de regele de spade. Fi strateg. Nu arăta exact ce ai de gând dacă vrei să te eliberezi de energia aceasta toxică. Hai, dăm un sfat pe ce nevoie de încă. Ei, frumos, practică gratitudinea. Nu uitați că sunteți protejați. Chiar dacă vi se pare că ați trecut prin nu știu ce iad
Ați fost protejați tocmai ca să învățați să vă conduceți viața. Și știu ce zic. Că și eu am trăit chestii de genul ăsta. Chestii de autonomie. Și fiți atenți, apropo de zodia fecioară, fiți atenți la detalii și luminați-vă un pic. Vă veți lumina în alte condiții și lângă alți oameni. Cineva vă luminează, poate un personaj care vă inspiră. Interesant, acest personaj este inspirat de îngeri și vă inspiră să aveți încredere, eventual, în îngerii voștri, în capacitățile voastre de a crește, de a străluci, de a produce altfel de fructe, nu toxice, ci... Ce e aici? Oh! Pentru mine, cartea 32, apropo de 23, că astăzi e 23, cartea relațiilor karmice. Da, trebuie să vă eliberați de o relație karmică, clar. Și concentrați-vă pe dragoste. Posibil că cineva totuși vă inspiră într-o formă sau... Mai, ce e aici la numărul 3? Nu știu dacă voi ascundeți dragostea față de cineva din cauza că aveți niște relații karmice sau invers. Poate să fie și una așa, dar e ceva... mai dăm un mesaj, că aici e nevoie de încă un mesaj. Deja abia aștept să dau mesajul să închei, pentru că îmi pare rău pentru voi. Dar e fain că ați încheiat cu speranța. Trei de bute înseamnă speranță. Priviți către soare, da? Am văzut soarele la un moment dat, am văzut și împărăteasa, va fi bine. Chiar dacă aveți copii cu cineva, chiar dacă persoana respectivă are copii și într-o relație toxică, cine are de eliberat de această relație karmică, se va elibera. Încet, 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 încet. Da? Vai, ce frumos, ce mă bucur pentru voi! 28 înseamnă 1, magicianul, manifestare. Exact ce am zis, vă eliberați de relațiile karmice și veți atrage oameni care sunt sensibili și sunt puternici, așa ca voi. 2 și cu 2 până la urmă. Aveți de ales între două relații. Pentru mine 2 înseamnă relație, 2 oameni. Între două relații, exact ce e aici, între o relație karmică și o relație darmică, în care chiar veți vedea ce e fericirea. Da? Da, da, da. Cereți ajutor, eventual. Și petreceți timp de calitate cu oameni de calitate, nu cu oamenii aceia karmici și toxici. Nu uitați, nu uitați că vă așteaptă fericire, măi, vă doresc numai bine. Dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, mai aveți grijă de voi. Ciao, ciao!